citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, începând cu primul verset și până la versetul 16, pagina 1030 în Sfânta Cartea lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, începând cu primul verset. După aceea, era un praznic al iudeilor și Isus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare, numită nevrește Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvorele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa. Și până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau de celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu-ți este îngăduit să-ți ridici patul. El a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat, Cine este omul acela care ți-a zis, ridică spatul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus e făcut, se făcuse nevăzut din orodul care era în locul acela. După ce Iisus l-a găsit în templu și a zis, Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, să fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului. Amin. Vă vin să ocupați locurile. Tare mult aș vrea, frați și surori, ca în această seară să împlinim ceea ce s-a cântat în această cântare, printre altele. Și ni s-a spus, sau am cântat împreună cu toți, că dacă avem privirea în sus, suntem în harul lui Sus. Și aș vrea tare mult ca privirea noastră să fie în sus, spre Dumnezeu, spre cerul lui Dumnezeu. Amin. Pentru că eu cred că și în această seară, ca de fiecare dată când venim în casa lui Dumnezeu, dacă este să așteptăm ceva, așteptăm de la Dumnezeu. Când Dumnezeu își deschide mâna, toate se satură după dorință, spune Sfânta Scriptură. Și cred că în seara aceasta suntem aici flămânzi după cuvântul lui Dumnezeu, după adevărul lui Dumnezeu, după ceea ce Dumnezeu a pregătit și pentru seara aceasta ca să ne dăruiască în harul său. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Deci, mai după masa aceasta spre seară, este a patra ocazie la care suntem aici în casa lui Dumnezeu la finalul acesta de săptămână. Joi, vineri, sâmbătă, duminică, spre seară. De fiecare dată am venit în locul acesta, să cântăm laudele lui Dumnezeu. Și ne-am unit în locul acesta și am cântat Dumnezeului care merită toată slava. Domnului nostru Iisus Hristos care a fost, care este și care va fi în vecii vecilor. Am venit în locul acesta și ne-am rugat lui Dumnezeu. Și am făcut-o, cred, nu pentru că ăsta este obiceiul Bisericii Pentecostale să se adune și împreună să se roage Domnului. Ci pentru că avem înăuntrul nostru această dorință să stăm de vorbă cu Dumnezeu. I-am adus problemele noastre, frământările noastre, întrebările cu care ne confruntăm, să vină Dumnezeu din cer să ne dea răspuns. Mai credeți că Dumnezeu dă răspuns? Amen. Poate unii ați primit chiar la finalul acesta de săptămână răspuns de la Dumnezeu. Ne-am rugat lui Dumnezeu să pună în fața noastră Cuvântul de care avem nevoie. Și știți. Și vreau să cred că dumneavoastră acceptați lucrul acesta: că Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Poate că mintea noastră încearcă să aranjeze uneori, uneori lucrurile. Asta vreau să vorbesc, asta vreau să predic, asta vreau să spun. Dincolo de ceea ce gândim în mintea noastră, Dumnezeu știe care este nevoia noastră. Și Dumnezeu poate să deschidă Scriptura acolo unde este nevoia noastră. Și joi, și vineri, și sâmbătă, și duminică, stăm în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Întrebarea pe care vreau să vă o pun în seara aceasta, dragii mei, încă de la început, este următoarea. Ce vreți să faceți cu Cuvântul lui Dumnezeu? Că Dumnezeu nu ne vorbește ca să ne încânte sau să ne plictisească. Dumnezeu ne vorbește ca să facem ce trebuie să facem cu Cuvântul lui Dumnezeu. În pilda asemănătorului spune Sfânta Scriptură că o categorie de oameni spre care s-a îndreptat Cuvântul lui Dumnezeu l-au luat și l-au ținut într-o inimă bună. Credeți că asta vrea Dumnezeu de la noi? Să luăm cuvântul, nu după ce am ieșit afară să uităm ce ne-a vorbit Dumnezeu, să luăm și să-L ținem într-o inimă bună. Și întrebarea mea este, până când să-L ținem? Până îl uităm? Că s-ar putea să năvălească peste noi atâtea probleme ale vieții peste săptămână, și să uităm ce a fost duminică. Mintea noastră, dragii mei, are limitările ei. S-ar putea să uităm. Numai că Sfânta Scriptură ne învață că trebuie să ținem cuvântul acela în inima noastră până când rodește pentru Dumnezeu. Îl țin într-o inimă curată și fac roadă în răbdare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mi-a pus Dumnezeu pe inimă în finalul acesta de săptămână să vorbesc în fiecare seară despre un om. Un om în care poate unii ne regăsim. Și dacă el a făcut ceva ce Dumnezeu condamnă, să învățăm să nu facem. Dacă altcineva, un alt om a făcut ce vrea Dumnezeu și l-a pus Dumnezeu în fața noastră, să facem ceea ce vrea Dumnezeu. Am vorbit joi seara despre omul care îl caută pe Dumnezeu ocazional. Adică din când în când. Îl caută pe Dumnezeu atunci când are probleme, când are necazuri. Ierugom a fost un asemenea om care l-a căutat pe Dumnezeu când i-a rămas mâna întinsă, l-a căutat pe Dumnezeu când a fost bolnav copilul și vreau să vă întreb, nu vi se pare că ne regăsim și noi uneori în felul acesta de a-l căuta pe Dumnezeu din când în când? Dumnezeu nu vrea să-l căutăm din când în când. Bine, seara am vorbit despre omul de la care Dumnezeu așteaptă schimbări. Este cineva în locul acesta, în această seară, care poate zice: Eu nu am ce să schimb în relația mea cu Dumnezeu, în viața mea de fiecare zi, în familia în care mă găsesc, la locul meu de muncă. Dragii mei, dacă este cineva desăvârșit în locul acesta, nu are ce să schimbe. Dar nu cred că este cineva desăvârșit. Înseamnă că fiecare avem ceva de schimbat. Ei, dragii mei, înseamnă că de la fiecare Dumnezeu așteaptă să facem schimbări. Asta ne-a vorbit cu ajutorul Domnului despre omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, deși este în casa Lui Dumnezeu. N-a plecat așa cum a plecat Fiul Isipitol să-și vadă în lumea mare plăcerile și păcatele lumea acestea, a rămas acasă ca Fiul cel Mare, în casa Lui Dumnezeu. Și chiar dacă a rămas în casa Lui Dumnezeu, nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să pricepem că faptul că suntem în casa lui Dumnezeu nu este siguranța că îl și cunoaștem pe Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu din cer, să ni se descopere ori de câte ori venim în locul acesta. Și de fiecare dată, Dumnezeu să dea perdea mai mult de o parte și să ni se arate Dumnezeu așa cum este el, nu așa cum ni l închipuim noi. Dumnezeu să facă locul acesta. În seara aceasta, regema, vreau să vorbesc despre omul care începe un nou capitol în viață. Nu știu dacă ați observat că viața noastră, mai scurtă sau mai lungă, poate fi împărțită pe capitole. În ce sens? Un capitol din viață este acea perioadă de timp în care lucrurile merg cam la fel. Și acum vă întreb, sunteți aici oameni care, care aveți o anumită vârstă? Până la vârsta pe care o aveți, Viața a mers tot la fel? Ce ziceți, dragii mei? s a fost o perioadă într-un fel, a venit o altă perioadă în viață. Uitați-vă, în viața lui Iov a fost un capitol de prosperitate extraordinară. Chiar diavolul a recunoscut, Dumnezeule tu l-ai binecuvântat. Și la câmp și acasă, copii, familie a fost binecuvântat. Un capitol de viață. Numai că s-a încheiat capitolul acesta și a venit un alt capitol, capitolul încercării. A fost un alt capitol. Total schimbată viața, n-a mai fost ca mai înainte. Nu putea să-și adune copiii, Dis de dimineață, să aducă jertfă pentru fiecare să-i sfințească, pentru că se gândea, eu. au făcut un ospăt și poate au păcătuit, l-au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Nu mai avea pe cine să adune. Asta a fost un alt capitol. În capitolul acesta nu mai avea niciun copil. Și a trecut și acest capitol. Și a venit un alt capitol în viața lui, când Dumnezeu din nou l-a binecuvântat. Și a dat mai mult decât a avut înainte. Un capitol, două capitole, trei capitole. În viața Domnului Isus Hristos, dragii mei, a fost un capitol de obscuritate. Nimeni nu știa de el. Creștea acolo cu Iosif și Maria, cu frații lui, cu surorile lui, acasă. A trecut capitolul ăsta și a venit capitolul de maximă popularitate. Toți știau de el. Și veneau oamenii cu grămada și îl înghesuiau în toate părțile și așteptau ca Domnul Iisus Hristos să facă ceva pentru ei. Era capitolul de maximă popularitate. Și a venit un alt capitol, capitolul de maximă ostilitate. Când oamenii aceia care l-au căutat mai ieri, mai alaltă ieri, să le facă bine, să-i învețe, să mulțească pâinile, să-i sature, dragii mei, să le vindece bolnavi. Au început să strige într-un glas: Răstignește-l! Recunoașteți că viața noastră se împarte pe capitole? Frați și surori! S-ar putea, în locul acesta, derulându-vă viața în urma ceea ce vă spun în această seară, să descoperiți diferite capitole în viață. Și să descoperiți că în seara aceasta Dumnezeu din cer vă vorbește sau ne vorbește că trebuie să începem un nou capitol în viață, un alt capitol în viață. Poate suntem uneici aici la capitolul nepăsare spirituală, de ceva vreme. Ăsta e capitolul. Și vrea Dumnezeu să încheiem capitolul ăsta și să începem un alt capitol în care să căutăm pe Dumnezeu cu pasiune. S-ar putea să fim la un capitol, unul dintre noi, capitolul singurătății. Nimeni nu e lângă noi, nimeni nu ne înțelege să trecem de capitolul acesta și să ne simțim legați cu biserica lui Dumnezeu. Că vrea Dumnezeu să fim în biserica Domnului. Spun toate acestea pentru că în această seară Dumnezeu vorbește sau pune înaintea noastră cuvântul acesta sau prin cuvântul acesta despre un om care a avut un capitol lung în viața lui de suferință. 38 de ani. E mult sau e puțin, frați și surori? 38 de ani. O loc... 38 de ani. Fiecare zi era cam la fel. Neputința îl, îl, chinuia cumplit de tot. Și nu doar neputința, până la urmă singurătatea, că stătea acolo la, lângă bazinul acela și zicea n-am pe nimeni să mă bage în scălătoare, sunt singur. Numai că într-o zi, omul ăsta încheie acest capitol și trece la un alt capitol. De aceea vreau să predic în seara aceasta cu ajutorul Domnului despre omul care începe un nou capitol în viața lui. Cum este omul acesta? Când poate omul acesta, sau putem noi, să începem un nou capitol în viața noastră? Și ascultați-mă, dragii mei, semnalul lui Dumnezeu din cerul este că mulți trebuie să începem un alt capitol în viață. Prea ne-am obișnuit cu biserica. Și poate trebuie să trecem la un capitol, încă o dată spun, de entuziasm pentru Dumnezeu. Prea suntem, dragii mei, poate la capitolul formalism religios. Venim, ne facem slujba, ne ducem acasă. Venim, ne spunem cântările și rugăciunile, cum a venit așa, plecăm. Vrea Dumnezeu să trecem la un alt capitol, când să ardem pentru Dumnezeu. Mai ales în vremea aceasta, așa de complicată din toate punctele de vedere. Dragii mei, mai întâi de toate, Omul care începe un nou capitol în viață este omul lângă care se oprește Isus. Da, zice noastră, Domnul s-a oprit lângă foarte mulți oameni și n-a început un nou capitol. N-a început un nou capitol în viață. E deci, mei, omul acesta a început un nou capitol în viață când s-a oprit lângă el Domnul Isus Hristos, pentru că atunci când s-a oprit lângă el Fiul lui Dumnezeu, i-a împlinit așteptările. Ați venit în seara aceasta la casa Domnului. Bărbați și femei, părinți și copii, mai în vârstă și mai tineri. Vreau să vă întreb. Ați venit cu vreo așteptare în locul acesta? Să se petreacă ceva miraculos aici în locul acesta? Ați venit cu vreo așteptare? Omul ăsta era în fiecare zi dus și pus acolo lângă scăldătoare cu o așteptare. Știți care e aceasta? Să se producă un miracol. Că ce altceva, dragii mei, dacă nu miracol, era să se coboare un înger de la Dumnezeu din cer, să tulbure apa aceea din bazin. Am fost acolo și am văzut bazinul acela unde se spune că era scăldătoare. Și cel care intra primul în apă, orice bol ar fi avut, s-ar fi făcut sănătos. E minune sau nu e minune? Poate Dumnezeu din cer să facă minuni? Mai este cineva în locul acesta, în biserica lui Dumnezeu, din această vreme, nu numai de aici, care să mai aștepte minuni de la Dumnezeu din cer? Mai este cineva? Ei, deci, mei, omul ăsta stătea acolo și aștepta. Să se facă o minune. Acum, vreau să vă întreb. Să te faci sănătos când ești bolnav. Este o așteptare legitimă. Ce zice dragii mei? E legitim să aștept să te faci sănătos. Că de mergem la medic? De aceea luăm tratamentul pe care îl prescrie medicul pentru că vrem să ne facem sănătoși. Așteptăm să ne facem sănătoși. Și dacă, dragii mei, medicii spun că nu se mai poate, ne ducem la Dumnezeu. Că e legitim să vrem să fim sănătoși. Femeia aceea care 12 ani, spune Sfânta Scriptură, s-a tot dus pe la medici și a cheltuit toată averea. Și n-a reușit nicăieri. Dar când a auzit că trece Iisus pe acolo, prin zonă, femeia aceasta a zis, știu ce am să fac. O să mă duc și o să mă ating de poala hainei lui. Și cu siguranță, ce n-am reușit să obțin 12 ani, o să obțin că mă ating de poala hainei lui. Și s-a dus. Și a ignorat toate legile, toate regulile. S-a stricurat prin mulțime și a pus mâna. Era legitimă așteptarea asta să se facă sănătoasă după 12 ani? Sigur că e legitimă. E legitimă așteptarea să ai cel puțin minimul necesar pentru o viață decentă. Este legitimă așteptarea asta. Spunea, se, se, ruga în, în, cartea, în cartea proverbele omului Dumnezeu așa, nu-mi da nici bogăție, nu-mi da nici sărăcie. Adică dăm ceea ce e necesar pentru un trai decent, pâinea cea de toate zilele. E normal să ai aceste așteptări. Dar este, este normal să aștepți ca ai tăi să o ducă bine. E normal, frați și surori. Copiii să fie sănătoși, soția sănătoasă, soțul bine. Și când se întâmplă să nu fie, te duci la Dumnezeu sau te duci să faci ceva pentru că aștepți ca ei să fie bine. În Scriptură sunt suficient de multe exemple de părinți care s-au dus la Dumnezeu, s-au dus la Domnul Isus Hristos. Pentru fică, pentru fiu, pentru Lazar care a fost bolnav. Da? Pentru că e normal. Omul acesta avea așteptare. Și într-o zi așteptarea asta se împlinește. Începe un alt capitol în viața lui, pentru că Domnul Iisus Hristos împlinește această așteptare. Vreau să vă întreb, ce înseamnă împlinirea acestei așteptări? Este rezultatul unui har. Ascultați-mă bine. Împlinirea acestei așteptări, în cazul acestui om, era rezultatul unui har de la Domnul Isus Hristos. Spune Sfânta Scriptură că erau foarte mulți oameni acolo. Bolnavi de toate felurile. Era sărbătoare undeva într-o parte a Ierusalimului, la scăldătoarea aceasta era ca un fel de spital, dacă vreți, așteptau să se facă bine. Faptul că Domnul Iisus Hristos s-a oprit lângă unul, nu era asta mai frumos? Nu avea asta merită mai multe? Nu avea asta fapte cu care să-l fi impresionat pe Dumnezeu sau pe Domnul Iisus Hristos? Dacă Domnul s-a oprit lângă el, zice Scriptura, știa că este bolnav de multă vreme. A fost pentru că i-a acordat har. Când Domnul Iisus Hristos se oprește lângă noi, am avut situații de felul acesta când, când eram mai prăbușit și mai, mai frământat și cu mai multe întrebări și atunci a venit Domnul. Și îmi ziceam, acum? Nu merit acum. N-a fost după, după multe zile de post, n-a fost după multe uh, ore de rugăciune, dragii mei. Dar dintr-o dată Hristosul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a vrut să vină aproape pentru că ăsta e hard de la Dumnezeu. Când simți că nu meriți nimic, e hard de la Dumnezeu. Și se oprește Fiul lui Dumnezeu lângă tine. Această împlinire a așteptărilor este hard de la Dumnezeu. Dumnezeu ne bagă în seamă. Poate v-am mai spus dumneavoastră, când am mai fost pe aici, cu mai mulți ani în urmă, m-am dus până în oraș în să rezolv și problemă și Clujul fiind un oraș aglomerat, noastră știți foarte bine, unii dintre noastră nu aveam unde să parchez în centru și am parcat uh, mașina undeva în, în, parcul mare. Și m-am dus pe jos până spre centru să am rezolvat problema, mi-am rezolvat problema și am pornit înapoi spre parcul unde era mașina. Înaintea mea, pe, pe trotuar, am văzut un tânăr. Era cu haine mai, mai rele, așa, niște bocanci mai răi în picioare, avea o plasă de plastic, așa, și eu mergeam într-un alt rit mai repede, și când am ajuns în dreptul, m-am uitat așa peste umăr să văd cam cum arată cine este în, mai neobișnuit în oraș, cu haine mai rele și cu bocanci. Și când m-am uitat așa peste umăr, a zis să trăiți. Atunci am, am temperat, mers și am zis, dar mă cunoști de undeva? A zis, v-am văzut la biserică. Bine, dar tu mergi la biserică? Și am mers la pas cu el povestit și mi-a spus că din când în când mai merge pe la biserică, acum se duce în parc și adună, nu știu, vâsc sau ce, adună, se duce în, în piață, vinde și mai face câte un ban. Ne-am tot dus până în parc. Și când am ajuns în parc, am dat mâna cu el să-l salut, să mă duc să-mi iau mașina și s-a uitat în ochii mei și a zis așa, vă mulțumesc că m-ați băgat în seamă. Dar eu sunt un om. Dar omul ăsta avea nevoie, băiatul ăsta, tânărul ăsta, avea nevoie de cineva să-l bage în seamă. Și eu, un muritor care am trecut pe lângă el, aproape în fugă să mă duc la ale mele, m-am oprit și am stat de vorbă cu el, și am mers câteva zeci de metri cu el mai departe și am zis: Vă mulțumesc că m-ați băgat în seamă. Dar când te bagă în seamă Dumnezeu? E hard de la Dumnezeu? Dragii mei, dacă fiul lui Dumnezeu s-a oprit lângă omul ăsta care începe un alt capitol în viață, s-a oprit pentru că a acordat har. Împlinirea acestei așteptări acestui om, dragii mei, s-a făcut pentru că Domnul a avut har. Când Domnul Iisus Hristos a intrat în casa lui Zacheu, vreau să vă întreb, ce merita Zacheu? Merita ceva? Eventual pedeapsă de la Dumnezeu. Toată cetatea știa că e un păcătos. Toată cetatea știa că omul ăsta când stă la vamă, nu respectă nici legile omenești, nici legile, legile lui Dumnezeu. Că numai de la cine nu poate nu ia, dragii mei. Știau toți. Și într-o zi, Fiul lui Dumnezeu se oprește lângă el și zice, Zache astăzi trebuie să rămân în casa ta. Care dintre dumneavoastră ați putea pregăti casa dumneavoastră, mai mică sau mai mare, suficient de bine încât să fie suficient pentru Domnul Iisus Hristos? împăratul împăraților, domnul domnilor. Ați putea să-i faceți un confort suficient pentru cel care este împărat peste toată creația? Să ziceți, haideți la mine acasă, am pregătit totul, dragii mei. Dacă vine, nu pentru că ați pregătit foarte bine, pentru că este hard de la Dumnezeu. Să să fie în numele Domnului. Deci, dragii mei, împlinirea acestei așteptări, care a însemnat încheierea unui capitol și deschiderea altui capitol, a fost pentru că a primit har de la Domnul. Dar în acestei aceste așteptări a însemnat și o reorientare a așteptărilor. Vreau să vă întreb, după câte ați auzit din Biblie, din citirea din seara aceasta, dar sunt convins că ați mai citit pasajul ăsta și cu altă ocazie. Cam unde încotro era îndreptată așteptarea acestui o loc nenorocit, cu un capitol lung în viața lui, de deologie. Unde era îndreptată așteptarea lui? Spre două, în două direcții. Știți unde? Spre alții și spre bazin. Să fie cu ochii pe momentul în care se coboară îngerul lui Dumnezeu și începe să tulbure apa. Îi greu să-i explic. Nu pot să vă explic ce se întâmplă acolo. Am încercat să, să văd ce spun alții. Nimeni nu știe ce se întâmplă acolo. Și când se coboară îngerul din cer, să tulbure apa, să fie pe fază și să se uita spre cineva. E cineva să mă ajute să mă duc primul în apa aceea, ca să mă fac bine, că stau aici de multă vreme. Și nu s-a găsit nimeni. Să se oprească lângă el. Pentru că el, ca și noi, trăia într-o lume în care fiecare era pentru sine. Spuneți că nu e așa. Spuneți că nu trăiți într-o într lume în care fiecare este pentru sine. Într-o asemenea lume el și zicea către Domnul: N-am pe nimeni, fiecare e pentru sine, sunt aici bolnavi, fiecare e o competiție aici, fiecare vrea să fie primul, cum competiție este în lumea în care trăim. Fiecare vrea să fie primul, să fie pentru sine. Numai că așteptarea aceasta care a încheiat un capitol pentru că s-a împlinit și a deschis unul alt capitol. S-a făcut pentru că omul acesta și-a reorientat privirile înspre Isus, Fiul lui Dumnezeu, care s-a oprit lângă el. Deci, mei, Domnul n-a pus întrebarea asta, vrei să te faci sănătos? Pentru că nu știa dacă vrea să se facă sănătos. Că Domnul știa că de aceea e acolo. De ce nu în altă parte? De ce e la scăldătoare? Pentru că vrea să se facă sănătos. A pus Domnul această întrebare ca să-și rupă privirile de unde erau îndreptate și să se îndrepte spre Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, pentru că așteptările noastre se împlinesc atunci când ne reorientăm privirile spre Dumnezeu. Pentru că nu găsim pe cineva care să ne susțină, să ne ajute se ducea Petru și Ioan, se duceau Petru și Ioan la templu să se roage, să se închine lui Dumnezeu și spune Sfânta Scriptură că acolo la poarta frumoasă era și acolo un loc pus în fiecare zi acolo. Și cerea de milă. Și treceau oamenii și aruncau câte un ban. Și a ajuns și Petru și Ioan în dreptul lui și a cerut o ăsta de milă. Și a zis Petru și a zis Ioan, aur și argint n-am. Dar ce am îți dau? Dar ascultați-mă, înainte de a zice asta, a zis așa, uită-te la noi. Vă credeți că Petru avea nevoie ca, ca, să iasă în evidență și o logă să se uite la el ce face, ce grozav este? Nu, dragii mei. Când Petru a zis, uită-te la noi, a zis, n-am aur, n-am argint, dar ce am îți dau? În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă! Când a zis Petru, așa uită-te la noi, a vrut să-i rupă privirea de la, ce treceau, de la cei ce treceau pe acolo și așteptau de la ei bani, să se uite la Hristosul în numele căruia poate să fie făcut sănătos. Dintr-o săritură a fost în picioare și a intrat în templu după Petru și după Ioan, slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Pentru că și-a luat, dragii mei, privirea și-a îndreptat-o spre Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, dragii mei, poate începe un capitol în viața noastră, un alt capitol, atunci când înțelegem că har de la Dumnezeu primim. Și atunci când înțelegem, dragii mei, că trebuie să ne reorientăm spre Dumnezeu. Prea mult așteptăm de la oameni, de la cei din jurul nostru, în fiecare domeniu al vieții noastre, inclusiv în cel bisericesc. Așteptăm de la oameni. Și dacă nu împlinesc așteptările noastre, oamenii îți devină. Mai spuneam eu și spun și în seara aceasta aici că pe vremea părinților și bunicilor mei, eram copil, eram adolescent după aceea, Iauzam pe părinții mei venind de la biserică și ziceau așa, astăzi a fost har la biserică. Veneau în altă duminică ziceau, astăzi nu prea a fost har la biserică. Adică era ceva ce ținea de Dumnezeu. Ceva care depindea de mâna deschisă a lui Dumnezeu. Știți ce ziceți noastră astăzi când mergeți acasă, acum în vremea asta? Astăzi n-a fost pregătit predicatorul. E adevărat? Astăzi n-au fost prea pregătiți cei care au cântat. Pentru că am mutat accentul de pe Dumnezeu și harul său pe ceea ce putem face noi oamenii. Ori, frații mei, trebuie să ne reorientăm spre Dumnezeu. Spre harul lui Dumnezeu spre deschiderea pe care Dumnezeu poate să o facă atunci când ne adunăm aici. Și dacă Dumnezeu dă har prin unul sau prin altul, e har de la Dumnezeu, nu că s-a pregătit sau nu s-a pregătit celălalt. Trebuie să ne pregătim și la cântare, și la mesaj, și așa mai departe, să stăm să primim de la Dumnezeu. Dar e har de la Dumnezeu, dragii mei. Împlinirea acestei așteptări ține de har de la Dumnezeu. Ține de reorientarea așteptării noastre. Dar ține și de disponibilitatea de a asculta. Spune Sfânta Scriptură că Domnul s-a uitat la el și a zis scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Mă vreau să vă de ce trebuie să fac omul ăsta? Dar asta nu a umblat niciodată. Alții îl duceau, aveau nevoie, avea nevoie de alții să-l mute de aici colo, să-l ajute de aici să meargă un pas mai încolo. Și dintr-o dată Iisus care stătea lângă el și pe care el nu-l cunoștea, i-a zis, scoală-te, ridică spatul și umblă. N-avea decât să asculte. Dar ca să asculte, avea nevoie de credință. Că, dragii mei, dacă n-ai credință în cuvântul pe care Dumnezeu rostește, stai mai departe acolo cu așteptările tale neîmplinite. Ca să poată asculta să se ridice de jos, după 38 de ani de ologie, dragii mei, avea nevoie de credința în cuvântul pe care Fiul lui Dumnezeu l-a spus. Și mai avea nevoie de ceva. Mai avea nevoie de curaj. Și de ce? Pentru că ziua în care Domnul i-a spus scoală-te, ridică-ți patul și umblă, după tradiție, el nu avea voie să facă asta. Și avea nevoie de curaj să meargă împotriva tradiției. Nu știu mă ascultați. Avea nevoie să asculte de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, ca să-și pună capăt acestei perioade, acestui capitol de deologie, dragii mei. Și pentru asta avea nevoie de credință, dar și de curaj. Să se ducă împotriva tradiției. Dacă Domnul i-a spus să facă ceva, el trebuia să facă ce zice Domnul, chiar dacă tradiția spune să nu facă. Au zis lideri religioși, ce faci? În ziua sabatului, n-ai voie, tradiția nu-ți dă voie. Dar omul ăsta a fost dispus să asculte. Vă mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei. Putem începe un nou capitol în viață pentru că Iisus Hristos se apropie de noi să ne împlinească așteptările. În al doilea rând, omul care începe un nou capitol în viață este un om care își schimbă preocupările. Vreau să vă întreb, un om bolnav ca și ăsta, ce preocupări prioritare a avut? Sunteți poate aici oameni bolnavi sau i-ați lăsat pe la casele dumneavoastră? Oamenii bolnavi, ce preocupări prioritare au în viață decât să meargă să se trateze, să se facă sănătoși, nu-i așa? E normal lucrul acesta. În capitolul acesta de boală îndelungată, 38 de ani, omul acesta a avut niște preocupări. Se preocupa de trupul lui. Trupul lui era bolnav, era, era ologomul ăsta. Când s-a -a încheiat capitolul ăsta și a început un alt capitol, omul acesta și-a schimbat preocupările. Vreau să vă întreb, ați auzit citirea? Unde l-a întâlnit Domnul Iisus Hristos în cel de-al doilea capitol? Unde? La templu. La templu de ce te duci? La biserică de ce veniți? De ce veniți, dragii mei, la biserică? Vreau să cred că nu o faceți în virtutea tradiției. O faceți în virtutea unei nevoi spirituale. Omul ăsta, când, când și-a încheiat capitolul ăsta, primul, și a trecut la un alt capitol și a schimbat și preocupările. Pe omul ăsta îl găsești în casa lui Dumnezeu. Când se încheie un capitol în viața noastră, dragii mei, și urmează altul, trebuie să fim găsiți în casa lui Dumnezeu. Pentru că e important în casa lui Dumnezeu. Știți de ce? Înaintea lui Dumnezeu ajung să mă cunosc mai bine. Acolo, în templu, în casa lui Dumnezeu, omul ăsta a ajuns să descoperă că sunt lucruri pe care nu le cunoaște. Nu știa cine era cel care l-a vindecat. Nu știa. S-a făcut Domnul nevăzut din, de acolo, din, din zona aceea unde erau bolnavi. Și a stat în casa lui Dumnezeu și a descoperit, am lucruri pe care nu le cunosc. Vi s-a întâmplat vreodată să veniți la casa lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă vorbească într-un fel sau altul și să ziceți, extraordinar, n am știut lucrul acesta. N-am știut asta despre mine. N-am știut despre Dumnezeu. Pentru că în casa lui Dumnezeu reușim să ne cunoaștem sau în prezența lui Dumnezeu reușim să ne cunoaștem. Când Isaia a avut vedenia aceea, e consemnată în Isaia capitolul 6, a văzut tronul acela mare, înalt, stătea Dumnezeu pe tronul acela, poalele mantiei coborau jos spre templu, Serafimii ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Înaintea acestui Dumnezeu, Sfânt, Maestos, Mare, dragii mei, vreau să vă întreb, Isaia a ajuns să se cunoască mai bine? Sau nu a ajuns? Înaintea lui Dumnezeu, Ascultați-mă, când stăm înaintea lui Dumnezeu, reușim să ne vedem starea noastră spirituală. Pentru că, dacă nu stăm înaintea lui Dumnezeu, ne uităm la cel din dreapta, la cel din stânga, suntem grozavi. Când stau în fața lui Dumnezeu, poate zic așa ca și Isaia, vai de mine. Sunt un om cu buze necurate. Locuiesc printre oameni, tot cu buze necurate. Și am văzut pe Împăratul. Domnului știrilor, sunt pierdut. Și când ajung înaintea lui Dumnezeu să spun, sunt pierdut. Ascultați-mă, este primul pas spre încheierea unui capitol în viață. Și este primul pas, dacă vreți, spre deschiderea unui alt capitol în viață, spre capitolul iertării lui Dumnezeu. Când în casa lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, reușesc să mă să mă cunosc mai bine, pentru că acolo, în casa lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, mă cunosc mai bine și pot să experimentez schimbarea. Dragii mei, sunt oameni care au venit de voie, de nevoie la casa lui Dumnezeu, aici sau în altă parte, că au fost invitați și le-a fost rușine să, ne, să respingă invitația și au stat înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că în momentul acela, în casa lui Dumnezeu, s-a încheiat un capitol de viață și a început un altul și dacă au venit unii la botez și au mărturisit credința în Dumnezeu și credința în Domnul Isus Hristos, este pentru că odată au intrat într-o casă de rugăciune, au stat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a pus cuvântul înainte, le-a străpuns inima și au zis, vai de mine, sunt păcătos. Și Dumnezeu a iertat. Și începe un nou capitol de viață. De aceea, dragii mei, Omul acesta care începe un nou capitol în viață este omul care schimbă preocupările. Nu se mai preocupă doar de trupul ăsta care a fost bolnav, începe să se ocupe de Sufletul lui, se duce la casa lui Dumnezeu pentru Suflet, pentru Sufletul lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Mă duc un pas mai departe, la în al treia rând. Omul care începe un nou capitol în viață este omul care ajunge să cunoască cui datorează binele din viața lui. Am mai spus ceva într-o seară despre asta. Dar vreau să, să subliniez, poate să dezvolt în această seară. Omul acesta a avut un capitol de, de mare rău în viață. Necaz, suferință, ologie, singurătate, nimeni nu-l băga în seamă. Și dintr-o dată, dragii mei, trece de la capitolul ăsta de rău la un capitol de bine. Pentru că dacă sunteți aici oameni care ați suferit cumplit, ați trecut printr-o boală crâncenă și v-ați făcut bine, dragii mei, v-ați făcut sănătoși, e un capitol de bine în viață, nu e așa? Și când Dumnezeu te face sănătos, ce ar trebui să faci? Să te bucuri, să-L pe Dumnezeu, nu? Numai că omul ăsta stă în fața unei întrebări. Nu s-a gândit la asta niciodată. Știți care e întrebarea asta? Cui datorezi binele din viața ta? Cine ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Cui datorezi binele din viața ta? Acum, frații mei, sororile mele, dacă vi s-ar pune dumneavoastră această întrebare, cui datorezi binele din viața ta? Ați putea răspunde. Ați putea răspunde, frați și sorori. Când i s-a pus acestui om întrebarea, cui datorezi binele din viața ta, știți că el nu știa. Zice aici, nu știa. Pentru că Domnul s-a făcut nevăzut. Și la întrebarea asta, cui datorezi binele din viața ta, omul acesta n-a putut să răspundă. Și a intrat în casa lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu. Și în templul lui Dumnezeu a descoperit cui datorează binele din viața lui, că s-a întâlnit cu Isus. Scrie asta în Biblie sau nu scrie, frate și sorori? Până ce n-a intrat în casa lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, n-a știut cui datorează binele din viață. Și vă asigur, frați și surori, că dacă nu venim în locul acesta, înaintea lui Dumnezeu, să stăm să ne lumineze Dumnezeu, noi trecem prin lumea asta fără să știm cui datorăm binele din viața noastră. Și acolo în casa lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, omul acesta a descoperit datorez binele din viața mea lui Isus. Dumneavoastră Cui datorați binele din viața dumneavoastră? Ați putea zice că îl datorați lui Dumnezeu. Dacă sunteți la un capitol de bine din viață, dragii mei, datorați acest bine lui Dumnezeu. Știți de ce este foarte important să știm că datorăm binele lui Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că dacă știm că datorăm binele lui Dumnezeu, nu trăim pe mai departe cu o falsă încredere în viața noastră. Că datorăm binele nostru altcuiva. Știi, deci s-ar putea să fie unii care să zică: Eu datorez binele faptului că am pus pe picioare o afacere prosperă. Și de aia o duc bine. Sau altul ar putea zice: Eu datorez binele datorită faptului că atunci când era rău în România, am știut să mă duc în Spania sau în Franța și a făcut bani. Și o duc bine. Sau, datorez binele faptului că m-a tratat cel mai bun specialist în domeniu de inimă sau de rinic sau ce vreți dumneavoastră. Sau datorez binele faptului că uh, cineva de lângă mine uh, m-a susținut și o duc bine. Știți, când Avram uh, s-a coborât în, 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 Egipt, că a fost oameni de acolo, a zis către, către Sara, uh, spune că e sora mea, ca să meargă bine din cauza ta. Adică, dacă va fi bine în viața mea, va fi din cauza ta. Dragii mei, când spunem, când reușim să, să învățăm, să acceptăm, să credem că datorăm binele lui Dumnezeu, dragii mei, nu mai trăim pe baza acestei încrederi că datorăm binele altcuiva. Când avem impresia că datorăm binele altcuiva sau nouă înșine, îl scoatem pe Dumnezeu din ecuația vieții noastre. Știți cât e de periculos? când îl scoatem pe Dumnezeu din ecuația vieții noastre și zicem, cui alt cuvea datorez binele, atunci nu mă mai simt obligat să îi mulțumesc lui Dumnezeu, să-L binecuvintesc pe Dumnezeu și nici să ascult de Dumnezeu. Scria, zicea Dumnezeu prin Moise, evreilor care urmau să intre în Canaan, când veți intra acolo în Canaan și veți mânca și vă veți sătura și veți avea cireș și veți avea case și veți avea aur și veți avea argint, vezi, să nu cumva să uiți pe Domnul Dumnezeul tău, care ți-a dat puterea să le câștigi. Să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Sau zice mai jos, în Deuteronom, să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo, încât să nu păzești poruncile Lui. Auziți? Când ai impresia că binele din viață ți-l datorezi ție, că mâna mea și brațul meu mi l-a câștigat, cum zice cum prevedea Dumnezeu că vor zice ăștia peste ani de zile, dragii mei. Atunci, de ce să păzești poruncile lui Dumnezeu când te-ai descurcat fără Dumnezeu? dragii mei, când începe un nou capitol de viață, recunoști cui datorezi binele din viața ta și nu mai trăiești pe baza unei false încrederi că datorezi binele trudei, ostenelii, șansei, și datorez binele lui Dumnezeu. Este important să, să accept lucrul acesta în fiecare zi. Binele din viața mea, capitolul ăsta de bine, este datorită lui Dumnezeu. Amin. Și pentru că atunci, dragii mei, ascultați-mă, atunci trăiesc în așa fel încât să-l țin pe Dumnezeu aproape. Dacă binele meu este din cauza lui Dumnezeu, nu e așa că ați vrea să fie Dumnezeu tot timpul aproape de noastră? Nu-i așa, frații mei? Dacă, dacă, de la el vine binele, dacă am acest capitol, s-a încheiat altul și a venit acest capitol de bine și de la tine binele, Dumnezeule, n-aș vrea să pleci de lângă mine. Aș vrea să stai lângă mine, Dumnezeule. Vreau să te țin aproape. Dragii mei, putem să ținem pe Dumnezeu aproape cu binele Lui dacă trăim o viață neprihănită. Mă ascultați? Dacă trăim o viață neprihănită, Dumnezeu stă aproape. Și aproape și când ne merge bine și aproape când s-ar putea să vină încercări peste viața noastră ca peste Iov. Dragii mei, Dumnezeu este aproape. Îl țin aproape prin viața mea. Prin trăirea mea, prin ascultarea mea de Dumnezeu. Îl țin aproape pe Dumnezeu. Și când îl țin aproape pe Dumnezeu, dragii mei, știți că Dumnezeu este binele de săvârșit. Știți asta? Când s-a dus tânărul bogat la Domnul Iisus Hristos și a zis, învățătorule, ce bine să fac să moștenesc viața veșnică? Unul dintre, dintre zice, de ce mă întreb ce bine? Bine este unul singur, e Dumnezeu. Și îl țin aproape acest bine de săvârșit, îl țin aproape de mine, trăind -o, trăind, -o, viață după voia lui Dumnezeu. Marea problema lui Saul din Vechiul Testament, dragii mei, când a ajuns la Naghie, când a ajuns, a ajuns în probleme, știți care a fost că Dumnezeu e departe. Dumnezeu nu mai răspunde. Nu mai trimitea vise, nu răspundea prin profeți, nu răspundea prin urim sau tumim, nu răspundea nicicum. Pentru că omul acesta n-a trăit să-L țină pe Dumnezeu aproape. Dintr-o neascultare a trecut într-o altă neascultare, într-o altă neascultare. Și în momentul acela când el a avut nevoie de Dumnezeu, Dumnezeu nu, nu i-a mai răspuns. Deci, dragii mei, Omul care începe un nou capitol în viață, în acest nou capitol ajunge să recunoască cui datorează binele din viață, că îl datorează lui Dumnezeu. Omul ăsta a zis, s-a dus și a spus celorlalți care i-au pus întrebarea că Isus a fost cel care l-a vindecat. Binele îl datorează lui Isus. Mai spun un lucru, de mei, și apoi închei. În al patrulea rând. Omul care începe un nou capitol în viață este omul care primește sfaturile Domnului sau sfaturile Lui Dumnezeu. Când a ajuns în templu, omul acesta vindecat, în acest nou capitol de viață, s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos i-a dat un sfat. Știți care a fost sfatul acesta? Știi că ți se poate întâmpla mai rău? Tu ai ajuns la acest capitol de bine în viață. Dar știi că acest capitol de bine se poate sfârși, știi? Dragii mei, am ajuns prin Dumnezeu, prin Harul lui Dumnezeu, la un capitol de bine în viață. Suntem mântuiți lui Dumnezeu și asta e extraordinar de important. Că ne mai doare una sau ne mai doare alta, suntem încă, zicea fratele aici, în, în trupul acesta, care încă nu-i răscumpărat, da? Dar suntem în acest capitol de bine, că suntem copiii lui Dumnezeu, numele scris în cartea vieții. Dar știți că acest capitol de bine se poate sfârși? Și ăsta e sfatul pe care Domnul îl dă acestui om. Și omul ăsta primește sfatul acesta. Ce ar putea să pună capăt acestui capitol de bine? Îi zice Domnul. Știți ce? Păcatul. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Dacă păcătuiești, acest nou capitol din viața ta de bine, acest capitol se încheie. Și va începe un alt capitol, mai rău decât acela de dinainte, când ți-a fost rău. Mai rău. Păi, păcatul este o ofensă pe care o ducem lui Dumnezeu. Nu vrem să ținem cont de voia lui Dumnezeu și nu vrem să ținem cont de cine este Dumnezeu. Zicea David în Vechiul Testament împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Adică pe tine, Dumnezeule, te-am ofensat. Am stat de vorbă cu cineva la Cluj, o, o anumită situație complicată, foarte complicată, și am spus persoanei respective care are impresia că dacă a gustat din plăcerile viacului acestuia, ăsta e bine. Și am spus, ascultă-mă, ascultă-mă bine. Azi ai impresia că ți bine. Dar ceea ce faci astăzi, mâine, va avea consecințe. Și acest mâine s-ar putea să fie peste un an, s-ar putea să fie peste 20 de ani. Dar Biblia este adevărată. Păcatul tău te va ajunge. Asta spune Sfânta Scriptură. Deci, daci mei, păcatul încheie acest capitol de bine și Domnul i-a dat acest sfat. Să nu mai păcătuiești, să nu ți se întâmple ceva mai rău, să nu se încheie capitolul ăsta de bine, să vină un capitol de mai rău, Știți ce a, ce a vrut să spună Domnul Iisus Hristos cu asta? Că după ce ne-am întâlnit cu El și după ce El ne-a făcut bine, încă mai suntem vulnerabili. Dacă am venit la casa Lui Dumnezeu și am mărturisit credința noastră în Dumnezeu și ne-am angajat că-L urmăm pe Domnul până la capătul vieții, dragii mei, ascultați-mă, suntem încă vulnerabili. De aceea sfatul Domnului Iisus Hristos pentru cei care încep un nou capitol de viață este vegheați. Fiți atenți! Băgați de seamă! Pentru că, dragii mei, oricât am fi de stăpâni pe noi, cât suntem încă în firea asta pământească, dragii mei, suntem vulnerabili. De ce credeți că zicea Pavel la un moment dat, eu mă port astru cu trupul, eu și țin în stăpânire? Că nu după, cum am, după ce am provoit altora, eu sunt să fiu lepădat. că vulnerabil. Era Iuda, unul dintre cei 12. Vă dați seama ce un onoare a făcut Domnul Iisus Hristos să-l ia și să-l pună unul dintre cei 12. Vreau să vă întreb, a fost vulnerabil Iuda sau nu a fost vulnerabil? Sigur că a fost vulnerabil și n-a rezistat. A luat ce se pune, lua el ce se pune în pungă, avea o, o caserie, lua din caseria aceea, s-a dus și l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos pe 30 de arginți pentru că era vulnerabil. Și-a ajuns, dragii mei, la un capitol de rău în viața lui. Anania și Safira erau, erau o familie în prima biserică de la Ierusalim. Și spune Sfânta Scriptură că oamenii aceștia au fost vulnerabili. Au vrut să pară frumoși, să arate bine la biserică, să arate că fac și ei ce fac ceilalți din biserică. Și vând moșia și aduc banii, îi pun la picioare la apostolul și au de toate de obște. Și au venit într-o zi și au dat la caserie la biserică și a zis, cu atât ați vândut, a zis Petru, cu atât am vândut. Dar deci, mai Oamenii aceștia nu și-au dat seama că sunt vulnerabili la lăcomie și la minciună. Cum ți-a umplut satana inima să minți pe Duhul lui Dumnezeu? N-ai mințit pe oameni, ai mințit pe Dumnezeu. El nu s-a gândit că dacă în biserica lui Dumnezeu, încă este vulnerabil și poate, dragii mei, păcatul să pură stăpânire, să încheie capitolul de bine, să vină un alt capitol din cauza păcatului, un alt capitol de rău. Vă mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frații mei, Scriptura Dumnezeu a pus în fața noastră în această seară un om care începe un nou capitol în viață. Câți din locul acesta ar trebui să începem un nou capitol în viață? Nu pentru că a fost neapărat bolnav cu trupul nostru și asta. Și să vină un alt capitol. Poate am fost bolnav cu sufletul nostru. Cu sufletul nostru. Și Dumnezeu în seara aceasta a vrut să ne întâlnească cu acest cuvânt, să ne spună că trebuie să înceapă un alt capitol. Să vină Hristos aproape cu harul lui. Și noi să fim dispuși să ascultăm. Că s-ar putea de foarte multe ori să vină Isus cu harul lui și noi să nu fim dispuși să ascultăm, să ne rupem privirea de la ceea ce ne-a captivat până acum, să ne îndreptăm spre Dumnezeu și spre Isus Hristos. Nu suntem dispuși. Și Harul Lui nu lucrează în noi ceea ce ar trebui să lucreze. Rugăciunea mea către Dumnezeu este să ne binecuvinteze pe toți. De la un capitol de rele din viață, să trecem la un capitol de bine. Și de la capitolul acesta de bine, prin perseverență, dragii mei, să ajungem la împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.